Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din minunata mea serie numită Better Minecraft. Da, se pare că în acest episod avem skin, ceea ce e foarte bine și mă bucură că s-au rezolvat problemele de la Mojang. Dar înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și ei bine, hai să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Ei bine, cum am promis, la începutul fiecărui episod o să adăugăm pe cineva în casa abonaților, pe cineva activ în secțiune de comentarii și activ la toate episoadele pe care le postez eu pe acest canal. Așa că, momentan avem 3, așa că acum îl adăugăm pe cel de-al 4-lea abonat activ de pe acest canal. Hai să vedem care e treaba. Și abonatul de astăzi este Darius Gogu. Darius Gogu, perfect, am rezolvat-o și pe asta, așa, și punem aici să lucească tot, ok, ceva de genul ăsta, gata, am reușit până la urmă și momentan avem 4, dar mai sunt destui pereți unde să punem foarte multe sign-uri cu abonații cei mai activi de pe canal. Mulțumesc, Darius, pentru susținere, mulțumesc și celorlalți și da, sperăm să fiți activi în continuare la fel cum ați fost și până acum. E bine, băieți, acum 2 episoade găsisem un dungeon nou, o ciupercă gigantică pe hartă și am pus un waypoint la ea, undeva aici. Avem ciuperca asta gigantică aici și vreau în episodul de astăzi să mergem să facem această ciupercă, să ne batem cu boșii sau cu ce-o fi în ciuperca asta de aici. Da, hai să facem, uite cât de mare e și ce șmecheră e. E șmecheră rău, e șmecheră rău ciuperca asta, doar că va trebui să merg la o casă, era o casă acolo și vreau să dorm puțin pentru că vreau să fac ciuperca asta pe zi pentru că o să fie mai greu, pentru că o să se spawneze mobi pe aici și nu vrem să se spawneze mobi și vedem care e treaba cu ciuperca, dar acum, pe zi. Acum voi ce ziceți, băieți, sunt pregătit pentru genul ăsta de dungeon, oare o să fie mare, oare o să mă descurc, păi rămâne de văzut, hai să încercăm totuși, nu suntem foarte dotați pe armură sau chestii de genul ăsta, dar încercăm, ne încercăm puțin norocul. Asta ar fi bine dacă n-ar mai fi atât de mulți creeper pe Better Minecraft, că m-am săturat grav de ei, băieți. Dar văd acolo un spawner. Ok. O să încerc să nu distrug spawnerele și doar să le luminez, pentru că s-ar putea. De ce nu? Poate facem o fermă de XP. Poate acești mobi din dungeonul ăsta spawnează, nu știu, iteme mai interesante. Uite că s-a spawnat unul. Ok. Salut. E o văcuță, nu? E... Ai de viața mea, de unde a căzut creeperul ăla? Uite ce a făcut aici. Creeperul ăla tocmai mi-a stricat ciuperca, băieți. A căzut de undeva de sus de acolo. Mamă, dar ce m-a enervat ăsta. Mamă, 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 mai vine unul. Ok, salut, văcuțo. Wow. Mamă, Piglin Brut, mamă, Strong 2, Speedy 1. Hai să vezi că nu e chiar atât de simplu pe cât am crezut eu, băieți. Ok, am ajuns acasă așa, fără să vreau, bineînțeles, normal. Doar că va trebui să fiu ceva mai atent când vine vorba de ăștia. Bun, cred că m-ar ajuta mult dacă aș avea un arc, dar nu am suficiente săgeți. Ce aș putea eu să iau să mă ajute mai mult? Oricum, sabia asta, decentă. Cred că ar trebui să fiu puțin mai atent. Hai să mai mergem o dată. Vreau să mă mai duc o dată aici, să vedem care e treaba, că nu-mi place. Efectiv, nu-mi place. Băieții ăștia sunt puternici, am văzut. Sunt creeperi care strică puțin vibe-ul pe aici, dar uite, vezi că se despawnează fraierii după ce mă omoară. Uite că se spawnează după aia la loc. Ok. O, da, ăștia nu știu. Ok, nu știu de asta. Am înțeles, ok. Bun. Nu mai știu ce am vrut să zic, dar nu știu. Ok. Nu-și iau knockback, aia voiam să zic, nu-și iau knockback. Dar fii atent că spawnează câțiva. Nu e chiar așa de... Uite ce, era inteligent din partea mea, în primul rând, să-mi iau ceva blocuri la mine de construit sau chestii de genul ăsta, pentru că nu ar fi ajuns aici la mine. Dar totuși n-ar vrea să stric dungeonul ăsta, da? Până la urmă, aia e, ce să facem? Ne adaptăm și noi situației. Am zis că nu o să distrug spawnerul ăsta, dar vezi tu că... Mă cam forțează pentru că spawnerul ăsta spawnează continuu fraier de ăștia. Uite că mi-a dat ceva poțiune. Nosy, ok, nosy, ok. Trebuie să văd cum fac să... Oh, dar ce spawnează ăsta? N-ai văzut așa ceva. Dar câți piglini. Și vezi că nu sunt atât de puțin agresiv, să spunem. E jale cu ei, băieți. Dacă pun așa, se dezactivează portalul ca pe Minecraft-ul clasic. Portalul, am zis portalul, băieți. Uite că pot urca pe asta, dar de ce nu pot... Ok, haide. A, dar mai sunt aici spawneri, am înțeles acum. Dar ce enervantă e chestia asta. Așa, așa, ok. Hai să încercăm să le dezactivăm pe toate, că e jale cu băieții ăștia răi. Dar ce enervant ești. Așa, bun. Bun. A, ok, ăștia când mor dau,
dau poțiuni sau ceva, că uite-o că cum faci, ești nebun. Să încerc să mai pun o torță ceva, să încerc să-l dezactivez. Păi ăla de jos nu s-a dezactivat, că sunt acolo spawnați fraiere. Ok, deci nu putem să-i dezactivăm, trebuie doar să ne regenerăm la nesfârșit și să încercăm să lutăm ce putem, bineînțeles. Uite, nu se deschide fraierul ăsta. Cred că e puțin lag, băieți. Da, s-au blocat fraierii. Ah, iar s-a blocat timpul pe Minecraft. Ok, o să-și revină el după aia. Îl așteptăm să-și revină. Ok, acum și-a revenit. Ah, bine. Ok, suntem bine cu chestiile astea. Chiar super bine. Oh. Vezi că e bine pe loot, deși na, nu e chiar cine știe ce e la nivelul ăsta, dar vezi că e bine. Avem și un treasure map, s-ar putea să avem și o comoară ceva ascunsă pe aici. V-am spus, n-aș vrea totuși să sparg spawnerele, deși s-ar putea să mă forțeze să le sparg. Asta e situația, pentru că nu pot să fac față. Dar mă duc direct așa, ești nebun? Uai de viața mea, dar ce mi-au dat-o. M-am dus eu cu ideea că sunt pregătit, e bine... Am ajuns acolo și mi-am dat seama că nu sunt pregătit nici 5% pe care ar trebui să fiu pregătit să mă bat cu ei. Asta nu poate fi de bine, băieți, dar ce să facem? Asta este, ne adaptăm și noi situației. Aș vrea totuși până la urmă să mai încerc o dată norocul, cine știe. Poate de data asta o să reușim, știi, până la urmă dacă nu ne dăm bătuți o să reușim la un moment dat. Noi nu avem suficientă putere și suficientă ramură, asta e situația, că nu ne putem bate cu ăștia fără să avem, nu știu, măcar niște mere înceantate sau ceva. Că o să se spawneze fraierii continuu, eu sunt sigur de treaba asta din cauza la spawnere. Și e bine, uite cum se spawnează. Ei se spawnează sus și vin și aici jos. Nu e, ok, nu e pod. Avem scară, dar nu mai este nimic mai jos? Pe bune? Dar știi ce e ciudat? Pentru că... Ok, te-am fraierit. E ciudat pentru că din exterior pare foarte, foarte gigantic locul ăsta. Oare sunt chestii secrete pe aici? Sau ce naibai butonul ăsta în primul rând? Ok. Mamă, cum era ascuns chestul ăsta, voi ați văzut? Era acolo, uite-le cum stă chestul. Mai este vreo unul așa ascuns pe aici și noi îl vedem noi? Cred că nu. Aici mai avem ceva, e doar piatră? Da, cred că e doar piatră, cred că în direcția asta e doar piatră. Dar mi se pare foarte ciudat că pe exterior e atât de mare locația asta și pe interior e atât de mică. Nu am găsit nimic. Da, nu știu ce să zic, băieți, nu prea mi-a plăcut. Jur, adică nu e nimic wow acolo înăuntru, e pur și simplu așa, un dungeon destul de mic, dar vezi tu că noi nu suntem pregătiți în momentul de față, eu cel puțin nu sunt pregătit în momentul de față, nici măcar să fac un dungeon de ăsta, adică eu trebuie să muncesc foarte mult pentru chestiile astea, n-am cum, efectiv, trebuie să trag mult ca să reușesc cumva să mă ridic la nivelul unui dungeon micuț. Teoretic, nu? Că e un dungeon micuț ăla de acolo. Da, mi se pare foarte ciudat treaba asta. Nu că e ciudată, dar e destul de greu și consider că nu sunt pregătit pentru treaba asta. Și asta puțin mă deranjează, trebuie să recunosc. Că eu aveam impresia că stai să vezi că le rup capul la băieți. Dar eu n-am cu ce le rupe capul în primul rând, că nu am nimic. Îs chel. N-am nimic. Am niște găini aici care sunt foarte enervante. Uite, o să facem niște paper dintre ăsta și niște leather și facem niște cărți, pentru că pot să mai fac niște enchanturi pe cărți și știu că acolo jos am deja lapisul, că l-am dus data trecută și mergem să facem niște enchanturi ceva, că da, nu e pont. Uite, luăm straight jump, tradle jump, 2. Ok, din Alex Mobs, ok, am înțeles. Bun, nimic foarte, quick charge, sharpness. Păi și dacă pun, nu știu, asta, vein mining. Hai să luăm ceva pe lopata asta. Mamă, vezi că am luat bine, eficiență 4, vein mining și fortune 3. Vezi că am luat bine, chiar super bine. Uite că am mai folosit pentru ceva, uite, mai avem o carte enchantată pe aici, o lăsăm acolo. Da, aș vrea să mă duc la spawnerul ăsta de lângă casă. Nu mă pot teleporta la spawner? Ok. Am setat waypoint deasupra, băieți. Nu l-am setat în... Mamă, dar de ce? De ce e ciudată treaba asta atât de rău? N-am setat ăsta acolo jos la spawner? Adică eu trebuie să mă duc așa manual până la el? Ai de viața mea. Nu e de rău neapărat, doar că trebuie să țin minte că... Dar să țin minte cum. Ok, o să văd cum fac. O să mă duc așa în jos și vedem cum fac, că trebuie să fac o cale de acces pe aici, cumva către spawnerul ăsta de aici de jos. Asta înseamnă că trebuie să fac rost de foarte, foarte mult XP ca să pot să fac ceva cu viața mea, că nu știu dacă ați văzut, dar
n-avem nicio șansă împotriva mobilor de pe seria asta. Mi se pare așa puțin cam prea mult pentru mine, dacă zic bine. Numai că vezi că nu mai știu la ce nivel era spawnul ăla și m-am dus în jos ca nebunul. Hai de viața mea, îl găsesc. Ei bine, băieți, într-un final am ajuns la el și am reușit să construiesc și o cale de acces. Dar nu știu unde m-am teleportat, pentru că eu fusesem undeva pe aici, băieți, atunci când am fost. Uite, să spawnă și un fraier aici. De ce m-a teleportat aici? Teleportul și m-a teleportat la spawner? N-am să înțeleg niciodată. Acum nu mai zic nimic. Până la urmă a fost poate vreun bug sau ceva. Ideea e că eu vreau să fac spațiu pe aici, da? Pe lângă spawnerul ăsta vreau să fac foarte mult spațiu, să iau toate chestiile astea de pe aici, să iau capetele astea de ce or fi ele de scheletoni. Și să îmi construiesc un spawner clasic. Spawnerul clasic care știți toți, cred că toți, nu știu, nu sunt sigur, dar cred că majoritatea din voi știu spawnerul clasic. Uite, astea merg cu orice luate, nu mai contează. Trebuie să construiesc un spawner aici pentru că am nevoie de foarte multă experiență. Și ca să adun acea experiență, e foarte complicat cumva fără genul ăsta de spawner sau orice fel de spawner de mob. Până la urmă n-avem ce să facem, asta e situația. Ideea e că în momentul când faci un astfel de spawner, trebuie să ai toată zona asta cumva, ca să funcționeze la capacitate maximă, trebuie să fie luminată. Cam toate peșterile din zonă trebuie să fie luminate, că altfel nu o să funcționeze. Și trebuie să calculez cumva, eu cred că în direcția asta aș vrea să ajung cu spawnerul. Așa, deci în partea asta să plece mobii, trebuie să calculez cumva cât de mult se duce apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci până aici ar trebui să curgă apa. E bine, mă cam apropii de punctul de coborâre aici și nu-mi place, așa că o să mă mai duc cu două blocuri în direcția asta. Spawnerul arată foarte bine. În general, deasupra spawnerului nu e necesar să fie mai mult de două blocuri înălțime, dar mie îmi place designul de la spawnerul ăsta, așa că nu o să-l stric, știi? Și o să rămână fix așa cum e el, iar de desubt trebuie să fie undeva la trei blocuri, astfel încât să nu se blocheze mobii în spawner, să dea cu capul aici în el, ci să treacă pe sub el, da? Deci cumva la nivelul ăsta, ca să nu sară din apă să dea în el, ar trebui să cobor ceva de genul, să fie treaba bună. Și asta trebuie să fac, trebuie să scot blocurile astea, 8 blocuri mai exact, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aici ajunge apa și aici o să fie tunelul ăla de colectarea mobilor și vedem cum îi ducem în ce direcție, cred că în direcția asta o să-i duc cumva, cred că ceva de genul ăsta o să fie și o să urc pe aici cu sistemul după aia, ceva de genul aș vrea. Cam așa m-am gândit eu și cred că așa e cea mai bună idee momentan. O să luminez, bineînțeles, toată peștera asta să nu se spawneze mob decât aici la mine unde sunt eu. Și vedem cum facem. Trebuie să văd un pickex, da? Eu mai am pickex-uri 100%. Îl am pe ăla cu silk touch, îl am și pe ăla cu fortune, dar eu vreau pe ăsta cu eficiență, de exemplu, pentru că nu mă interesează. Oricum pe astea două o să le combin eu după aia și nu mă interesează exact dacă se consumă sau nu, că în momentul când o să fie combinate, oricum o să fie un pickex full, așa că ăsta cu eficiență în momentul de față e cel mai bun. Deci eu trebuie să cobor la nivelul ăsta aici, așa simplu, iar după aia trebuie să mai cobor de la nivelul ăsta de sub spawner aici, ar trebui să mai cobor minim 2, poate chiar 3 ca să fie să fiu eu în siguranță că funcționează toată treaba asta. Iar la nivelul ăsta o să fie colectarea mobilor. Deci cumva pe aici ar trebui să fac o scară să pot ieși eu în primul rând, de aici din gaura asta, iar mai apoi să vedem cum facem cu chestiile astea. Uite, ceva de genul ăsta ar trebui să fie. Da, e interesant. O să luminez momentan pentru că nu vreau să se spawneze cât timp lucrez eu aici și bine, revin după ce mai muncesc puțin pe la spawner. Ei bine, băieți, voiam să termin eu spawnerul cumva pe off-camera ca să nu vă plictisesc pe voi cu tot tacâmul și toate construcțiile de aici, așa că momentan am, pe lângă faptul că am un inventar full cu de toate prostiile, să ferească Dumnezeu de așa ceva. Uite, așa pun aici și băgăm chestiile pe aici, băieți, că n-am cum să le controlez pe toate. Uite ce e aici, ești nebun? Și le iau eu altă dată de aici, după aia nu mai contează. O să iau și astea, o să iau și asta. Așa, voiam să vă arăt la ce nivel am ajuns cu spawnerul, ceva de genul ăsta, adică am săpat doar chestia aia de acolo, nu l-am mai mărit deloc și pe aici cumva ar trebui să urce mobii sau chiar uite pe aici ar putea urca mobii ca să fie mai siguranță și să rămână cumva blocul ăsta aici. Mai trebuie să merg la suprafață să iau lemn pentru sign-uri, pentru că am uitat complet de ele, am fost după gălețile cu apă și am uitat complet de lemn, așa că momentan vreau să fac aici un izvor dintre ăsta infinit de apă
și cred că n-am gândit-o bine cu chestiile astea, pentru că uite, mamă, dai că e bine că am descoperit treaba asta, fix sub spawner îi dita mai cave-ul cu care nu era luminat. Și asta mă deranjează maxim, pentru că reduce rata de spawn a mobilor. Eu trebuie să fiu foarte atent cu toate cave-urile din jur, pentru că altfel degeaba fac mob spawner-ul ăsta, că nu o să funcționeze așa cum ar trebui să funcționeze un mob spawner, știi? Și trebuie să fiu foarte atent. Uite, o să pun apa aici, bam, bam, și hai să punem apa la ăștia de aici. Așa, și să testăm să vedem dacă am calculat-o bine. E bine rău, ești nebun, până în margine, fix până în margine ajunge. Acum trebuie să mai văd cu apa asta la altă de jos dacă ajunge bine. Să pun aici și o să mai pun și aici și e perfect. Bun, acum aici jos trebuie să mai fac un sistem de colectare cu apă. Așa, adică o să vină ceva de genul și vreau să văd dacă ajunge până în capă, dacă scoți cara, ar ajunge până aici. N-ar fi rău că ei oricum s-ar împinge, da? Vezi că nu e neapărat trebuie să-i fac pe acolo, adică eu aș putea să vin și în zona asta cu... Da, e suficient, ești nebun? Aș putea, uite, fix pe ăsta să vin cu tot, știi? Să urce mobii pe aici și aici să fie închis și ei oricum se împing după aia. Da, eu zic că e suficient așa și că e bine cum am gândit-o. Așa, o să iau niște cobblestone. Nu vreau să fac cine știe ce design la toată treaba asta, din punctul meu de vedere e inutil. Singura chestie pe care trebuie să o fac e să acop fiecare, să acopăr fiecare gaură de genul ăsta, pentru că o să mă încurce la spawn, știi? Când se spawnează ei. Astea de sus nu prea contează, acolo trebuie să acopăr, aici trebuie să acopăr tot și cam atât. În rest ar trebui să funcționeze la nivel maxim, indiferent ce s-ar întâmpla, adică să vină ceva de genul pe aici, să urce fraierii sus. Da, uite așa, ceva de genul ăsta, pe aici să se ducă ei așa în sus. Bun, și după aia vedem care e treaba, cum mai facem situația să fie bine, dar apa per total e ok, până acum e ok. Așa că în episodul următor cel mai probabil o să vedeți ăsta terminat, mob spawner-ul ăsta, pentru că vreau să grăbesc puțin lucrurile, pentru că am nevoie de armură mai bună, enchantată, cu mult XP și tot felul de chestii de genul ăsta ca să termin odată situația. Nu mai vreau să aștept foarte mult pentru că ne lungim foarte mult cu multe episoade și nu facem prea mari lucruri în ele, pentru că de fiecare dată mă bat de faptul că nu pot să mă lupt cu mobi mai puternici sau să mă duc în dimensiuni unde sunt mobi mai puternici din simplu fapt că eu nu am armură suficient de puternică să mă ridic la nivelul mobilor din acea dimensiune. Și așa că cel mai bine ar fi să mă apuc de treabă și să încep să fac o armură de diamant, să mai muncesc puțin, să mai minez și să vedem care e situația după aia, cum stă situația, dacă ne putem lupta, dacă ne putem compara cu ei, dacă ne trebuie armură și mai puternică din diferite moduri, că până la urmă de asta suntem pe Minecraft modat, să avem armuri din toate modurile în primul rând și să profităm de situația asta cu armurile modate și să, na, vă dați seama, trebuie să fim cei mai buni ca să putem să ne luptăm cu cei mai buni și cei mai puternici mobi de pe modpack-ul ăsta. Eu așa consider și așa cred că ar fi cel mai bine. Așa că, da, eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor cu ceva mai multe update-uri și cu mob spawner-ul ăsta terminat. Cam atât. V-am țucat. Pa!